Bună ziua tuturor iubitorilor de animale și păsări. Vreau să vă prezint puii pe care i-am scos din ouăle din Germania, care au ieșit din nou pe data de 2 aprilie. Au aproximativ 5 luni. Viandote argintiu cu benzi, herminat închis, pentru cei care cresc brahma. Am și 5 pui de potârnichiu, 2 de porțelan. Aceștia au ieșit din nouăle pe care mi le-a făcut bonus crescătorul din Germania. Foarte încântat de potârnichiu, de porțelan, pentru schimb de sânge. Nu toți din acești pui vor intra în matcă pentru la anul, pentru că câțiva din ei nu au penajul care ar trebui, acel negru după cap. La herminatul închis nu se permite. Vom selecta în toamnă 2, chiar 3 familii pe care o să le ținem la anul. Vom ține familia de potârnichiu, care sunt 3 găinușe și 2 cocoșei. Această găinușă de porțelan. Câțiva din ei vor pleca. Alții vor ajunge în supă. De aceea și creștem găini, pentru a mânca o supă mai bio, să zic așa, mai naturală. Suntem sătui de magazin și de tot felul. Cam așa ar trebui să fie o puică de herminat închis, argintiu cu benzi, de viandot. Acesta ar fi cocoșelul de potârnichiu. Foarte frumos, acum își schimbă penajul. Sperăm să fie ce trebuie. Cam așa trebuie să arate puica de argintiu cu benzi. Cea de lângă ea nu e bună. Acesta este un piept de herminat închis. Cocoșelul de porțelan pe care îl vom folosi pentru matcă, în combinație cu ceea ce mai am eu pe acolo. Cocoșelul de potârnichiu de lângă el, foarte înalt. Găinușa de potârnichiu, foarte frumoasă, un desen foarte bun pe ea. Ne vom bucura de această familie de potârnichiu. Iată și cocoșelul de porțelan. Aceștia sunt cocoșei de potârnichiu, amândoi. Vom vedea care va fi cel mai frumos. Acela va rămâne în familie. Haideți să trecem puțin și la oile noastre, vorba românească, la argintiul clasic. Argintiul pe care l-am avut dintotdeauna. Prima mea dragoste a fost argintiul clasic. Doi de porțelan. Puică de argintiu. Cocoșel de argintiu. O altă puică. Desenul foarte bun, foarte curat pe aceste puici. Pui.
vedem și din aceștia vom sorta, vom selecta care va rămâne în familie pentru la anul. Am avut 4 cocoși din care am scos acești pui. Toți sunt însemnați cu colier, iar acum au și inele pe seria de inel. Sunt scriși. Fiecare pui știu din care cocoș provine, așa încât să nu le combinăm frați ei între ei. Sperăm să facem o treabă bună la anul. Am să revin cu alte filmulețe și cu familiile pe care le voi face după selectare. Până atunci vă doresc numai bine, sănătate și Doamne ajută!